Vremea frumoasă a determinat sute de sălăjeni să participe la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Înainte de toate, reprezentanții bisericii au rostit o rugăciune pentru a binecuvânta această zi. Căi dregătorul este sluga lui Dumnezeu spre binele tău. A urmat apoi discursul prefectului de Sălaj Ionel Ciunt, care a dat citire mesajului transmis de premierul Victor Ponta tuturor românilor de pretutindeni. Astăzi, de 1 decembrie, îmi doresc să avem înțelepciunea celor care, la 1918, au înțeles cât de important este să fim solidari, să fim uniți într-o singură națiune. Îmi doresc să privim spre viitor, să depășim ura și dezbinarea și să construim împreună proiectul de țară care să ne unească. Și primarul municipalității Radu Căpânnașiu a transmis un mesaj tuturor românilor cu ocazia Zilei Naționale. 1 decembrie 1918, o zi deosebită pentru România, pentru români. Acum 95 de ani a avut loc Marea Unire de la Alba Iulia. Practic, în acel moment s-a unit Transilvania cu România și un vis de aur, cum spunea și domnul prefect în discursul său, al românilor s-a împlinit. Finalul manifestărilor a fost marcat de parada militarilor din cadrul Gărzii de Onoare a Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievod Gelu, alături de colegii de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Menumorut Voievod din Sălaj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum Sălaj, acompaniați de fanfara Promenada din cadrul Casei Municipale de Cultură Zalău.